Ne-am întors, dragi prieteni, cu rubrica sportivă. Tocmai am citit puțin înainte că la Cupa Mondială de Rugby marele meci dintre Scoția și Japonia putea să fie reprogramat luni. El a trebuit să se desfășoare duminică din cauza unui taifun. O să vedem dacă e așa, pentru că nu poate să fie anulat. Cum se pare că va fi meciul Franța-Anglia, care nu mai contează pentru că situația în grupe este reglată, ambele echipe sunt calificate în sferturi și poate să fie anulat. Asta e regulamentul Cupei Mondiale de Rugby, unic în lume. Dacă un meci din condiții, să spunem, de climă, se anulează, el nu se mai rejoacă și ambele echipe primesc câte un punct de la din oficiu, cumva. Adică, în cazul meciului Scoția-Japonia, Scoția ar fi fost eliminată dacă n-ar fi apucat să joace meciul cu Japonia. Ori, se pare că morala totuși deranjează la International Rugby World și atunci meciul ar putea fi decalat luni. O să vedem. E extrem de interesant. Astăzi au fost 3 meciuri. Nu știu dacă da nevoile luați la pariuri meciurile de la Cupa Mondială de Rugby. Au fost puține surprize, adevărat. Competiția începe în sferturi, practic, acolo când va fi marea bătălie. Din păcate nu urmărim rugby pentru că ne mănâncă fotbalul tot timpul și asta e regretabil. Da. Am o informație, două de fapt, interesante. Odată în Iran s-a dat o lege prin care femeile vor avea voie să participe la meciuri de fotbal ca spectatori. La meciul cu Cambodgia. Cu Cambodgia, exact, în preliminarele campionatului mondial. Dar au o secțiune separată, doar ele vor sta acolo, vor fi păzite bine de... Probabil de vreun urs. Nu de un urs, tot de un detașament ăsta de femei care... va asigura paza și, bineînțeles, e pericol maxim probabil în zona aia, 150 de femei singure, jandarm le vor păzi. Iar în Anglia, în Liga 4-a, Radu, Peter Cech a semnat un contract cu o echipă de hockey, unde va fi portar. Păi umple poarta ușor. Peter Cech la hockey, devine portar de hockey. Portar de hockey, da. A semnat și urmează ca în acest weekend să Liga debuteze. Liga 4 la hockey. Liga de ce 4-a... nu știe să stea nici pe patine sau de ce? El spune că a jucat hockey în copilărie și a continuat să urmărească acest sport. Probabil nu o să fie chiar așa de greu într-o porticică atât de mică cu dita mai portarul, cu toate echipamentele acelea pe el. Eventual să-i umfle un pic și pucul. Să nu mai aibă pe unde să intre. Nu e bună asta. Da, într-adevăr, în această seară la Dortmund, meci amical Germania-Argentina 2-2, Luca Ocampo, la prima selecție, fostul jucător al UEM și al Monaco, a reușit să marcheze. După ce nemții au avut 2-0 la pauză, i-a egalat nemțește Argentina. Într-o 85 să egaleze în Germania, fie meciul cât de amical o fi. Nu știu dacă ai voie. Și dacă ar fi fost prelungiri, ne-ar fi adus aminte de finala din 86. Da, au fost multe meciuri memorabile dintre Argentina și Germania, e adevărat, de-a lungul timpului. Bun rezultatul pentru noua echipă a lui Scaloni. Evident, Argentina fără Messi, o echipă încropită cu niște nume pe care le căutai prin liga aia lui Petr Seci, dacă te uitai în seara asta la televizor. Bun, dar ne așteaptă, Dane, începând de mâine, un meniu copios la fotbal, că văd că pe ăsta îl urmăriți mai serios. Meciuri peste tot în toate ligile, inclusiv au început preliminariile pentru Cupa Africii pe Națiuni. Djibouti, Gambia, de exemplu, a fost 1-1 în această seară. Mauritius, Sao Tome și Principe, 1-3. Există și retur. Sudanul de Sud a bătut Seychelles cu 2-1. Da, interesante partide și acolo și în Europa, unde cred eu că da, corect. Cred eu că în Europa această săptămână, adică această dublă din săptămâna aceasta și următoarea, va clarifica foarte multe situații în grupele de calificare. Da, evident. Ne așteptăm începând de mâine, practic, la meciuri mari, meciuri pe viață și pe moarte în preliminariile europene. Și avem și România U21 contra Ucrainei mâine. Exact. Meci important, pentru că acolo scoatem noi capul mai ușor. Bun, pe mâine seară, rămâneți cu Dan Băra. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani.
Bună seara, prieteni, bun găsit la emisiunea noastră, Un pont pe zi. Haideți să vedem pentru început cât de bine sau de rău am stat ieri. Am stat de fapt foarte bine și o să vedeți bilanțul imediat. Bilanțul zilei, așadar, meciul zilei a fost Germania-Argentina. Spuneam noi Germania să câștige cel puțin o repriză, așa a fost și vă sugeram varianta ambele marchează. Era 1.66 când m-am uitat eu cota pentru această variantă, așadar un 2-2 care ne-a convenit cu 2-0 la pauză pentru Germania. În privința meciurilor de tenis, Careno Busta Team, am spus noi Careno Busta să ia set, dar nu s-a întâmplat așa, Team a câștigat cu 2-0. În rest, Fritz Kachanov 2 a bătut Kachanov cu scorul de 2-0. Alexander Zverev și Hardy peste 20,5 game-uri au fost 26, fără emoții ne-a ieșit acest pariu. Cristian Guarachi contra Perechi Goff McNally, 2 solist, din nou 2-0, ne-a ieșit ușor. Două dintre supercote, cotele acelea ceva mai mari, au ieșit câștigătoare. Au ieșit cele în cota 2, Corpac Ostapenko, 2-0 pentru Ostapenko, așa a fost. Stockport Hartlepool, 2-3 goluri meci, pardon, s-a terminat 2-1 și din nou o cotă de 2 prinsă la Ostapenko, era 2-20. Nu ne-a ieșit însă scorul corect Germania-Argentina, unde spunea Sabin, de fapt el e cel care le alege, 2-1 pentru Germania, a fost 2-1, dar nu s-a terminat așa, s-a terminat 2-2, o cotă de 8. Așadar, la un pas am fost, iată, vă spuneam ieri, 1 milion de euro, dacă puneam, luam 32 de milioane de euro. Din păcate, Argentina a mai marcat un gol pe final și s-a terminat 2-2, altfel ar fi fost un bilet absolut memorabil. Biletul este câștigător. Ieri glumeam și spuneam că dacă am face statistica doar pe ziua de ieri, am avea procentaj de 100%. Acum, dacă facem statistica pe ultimele două zile, din nou procentaj de 100% și să sperăm că e o perioadă bună, propice, în care suntem inspirați în privința acestui bilet. Meciurile din restul ofertei, Bahrain-Azerbaijan, am spus noi, sub 2,5 goluri, nici vorba, a fost 2-3, așadar acest pon nu ne-a ieșit. În schimb, National League din Anglia, Stockport, Hartlepool, 2-4 goluri, a fost 2-1 pentru formația gazdă. În Cupa Danemarcei, Nordjylland a câștigat fără să primească gol pe terenul lui Wendisel, 2-0, noi spuneam să marcheze și gazdele, n-au marcat. Însă în Cupa Japoniei am avut Kawasaki Kashima, ambele marchează, din nou pronostic corect. Per total un bilanț mulțumitor, un bilanț cu câteva cote atractive și meciul zilei câștigător, împachetat bine, cum am spune noi, glumim așa, îl împachetăm, adică jucăm mai multe variante pentru același meci, toate câștigătoare. De data asta am avut șansa de partea noastră. Haideți să vedem ce urmează, pentru că, așa cum spunea și Radu Banciu puțin mai devreme, avem din nou o etapă în preliminariile de calificare la campionatul european 2020 și vom porni la drum cu o partidă interesantă. Este meciul zilei Unibet, întâlnirea dintre Olanda și Irlanda de Nord. În grupa C, prieteni, lider la egalitate, Germania cu Irlanda de Nord. Germania stă mai bine, are un golaveraj mai bun, însă se face departajarea la rezultate în meciuri directe. Și Irlanda de Nord, în momentul de față, oricum stă mai prost decât Germania, pentru că a pierdut disputa de pe teren propriu, 0-2, a fost chiar ultima partidă. Oricum, momentan, golaverajul este cel care face diferențierea. Urmează Olanda la 3 puncte de cele două, Germania și Irlanda de Nord au 12 puncte, Olanda 9 puncte și apoi nu mai contează Belarus și Estonia. Cotele partidei sunt următoarele. Olanda este, bineînțeles, mare favorită, cu o cotă de 1,18. Egalul are cota 8, în vreme ce victoria formației gazdă, Irlanda de Nord, are o cotă de 19. Și ne putem aduce aminte de diferite momente în care România a întâlnit Olanda sau Irlanda de Nord. Bineînțeles, tragicul, parcă
în 1985 0-1 cu Irlanda de Nord pe teren propriu, când România pierdea calificarea la Mondial, parcă, așa mi-aduc aminte, în 1985 calificarea pentru Mondialul din 86 din Mexic, în vreme ce Olanda, la rândul ei, a făcut și ea destule pocinoage în ultimii ani, ultimele decade, mai bine spus, inclusiv înfrângerea de la Constanța cu același scor 0-1 în fața României. Una peste alta, ce vreau să subliniez este faptul că această cotă de 19 are valoare. Chiar dacă, să spunem, n-a reușit, poate Olanda va câștiga cu 4-0. Însă această cotă are valoare și vă spun și în ce fel are valoare. Spre exemplu, 10 lei jucați pe 2 solist ne-ar aduce 190 de lei. Important e ca suma pe care am paria-o pe o variantă precum aceasta să nu fie una pe care să o regretăm în cazul în care am pierde. Însă, eu știu, poate 10 lei sau 5 lei, da, ne-ar aduce totuși un câștig considerabil în cazul unei surprize. Și zic eu că o astfel de surpriză nu este absolut deloc imposibilă. Bineînțeles, nu e nu recomandă nimic o astfel de surpriză. Probabilistic vorbind, șansele sunt foarte mici ca Irlanda de Nord să scoată măcar un egal pe terenul olandezilor, însă în momentul de față, așa cum vă spuneam, Irlanda de Nord este pe poziția a doua la egalitate de puncte cu Germania. Secretul acestei clasări este dat de faptul că Irlanda de Nord a câștigat partidele cu ultimele clasate. Ei până acum, până la meciul cu Germania din ultima etapă, jucaseră doar cu Belarus și Estonia, pe care le-au bătut tur-retur și în felul acesta au obținut 4 meciuri ori 3 puncte, 12 puncte. Însă, la primul impas, partida cu Germania, lucrurile s-au schimbat, înfrângere pe teren propriu, adevărat, n-a fost o înfrângere catastrofală, 0-2 în fața nemților. Și, bineînțeles, era oarecum de așteptat ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, sunt convins și că Irlanda de Nord, atât timp cât are șanse, va proceda așa cum îi stă ei în caracter să procedeze, adică va lupta și va încerca să fie prudentă, precaută. Până acum, doar 4 goluri primite de această formație în 5 partide. 2 de la Germania, restul întâmplătoare cu Belarus și Estonia. Haideți să mai vedem câteva cote. Ambele marchează o cotă de 2,65. Gazdele peste 6,5 cornere ar avea o cotă de 1,78. Foarte atractivă această cotă. Zic eu că ar putea fi pariul cel mai indicat la întâlnirea noastră. Și Depay, care este anunțat titular, să dea o pasă de gol, o cotă de 2,75 sau, de ce nu, poate Depay să marcheze. L-aș vedea pe Babel mai degrabă să marcheze. Pontul este 1 și gazdele să aibă cel puțin 6 cornere, o cotă de 1,65. Asta în ideea în care, bineînțeles, varianta 1 solist este extrem de tentantă, numai că cota despre care vorbeam, 1,18, nu e chiar atât de... nu prea ai ce să faci cu ea. Că, normal, e foarte bine văzută Olanda și șansele matematic vorbind sunt de partea ei. De partea cealaltă, vă spuneam, Irlanda de Nord e o formație care care se apără sârguincios. E practic singurul atu pe care l-are această formație, organizarea și defensiva. În această partidă se așteaptă ca formația vizitatoare să intre în teren cu 5 fundași. Așadar, o așezare defensivă o să fie e un 5-4-1, probabil atât timp cât Olanda nu va marca, va exista ceva tensiune. Cred de asemenea că nu vor fi multe goluri, dar bineînțeles și pontul pe care l-au sugerat colegii mei este unul logic și recomandabil. Eu aș încerca varianta despre care vă spuneam, Olanda să aibă cel puțin 7 cornere și acest 2 solist la o cotă de 19. Aș vedea un 1-0 pentru Irlanda, dacă ar fi. Dar bineînțeles, încrederea mea în reușita unui astfel de pronostic e așa cum trebuie să fie, decentă, adică un 10% poate să se întâmple așa. Restul, varianta 1 sau X, bineînțeles, cu Olanda mare favorită. Olanda, care iată cum stă, e Chile să-n împoartă, pe linia de fund, cel mai probabil Veltman, De Ligt, Van Dijk și Blind, bineînțeles, staruri
în toate liniile, apoi Ron, Young, De Jong și Wijnaldum, iar în atac Babel, Depay și Malen, atacantul lui PSV Eindhoven. Foarte decentă această echipa olandezilor, băieți care sunt muncitori, talentați și evident întrebarea ar fi dacă zidul Irlandei de Nord va rezista mult. Probabil că nu. Mergem mai departe, vă spuneam, suntem în grupa C, haideți să vedem și restul partidelor. Vă invit și pe pagina de Facebook, prieteni, acolo aștept mesajele noastre și în măsura în care o să pot, o să le citesc în emisiune. Avem grupa C în continuare, la Olanda, Irlanda de Nord 1 și 2, 4 goluri, ar fi o cotă de 1,74, iată o variantă de asemenea cu o cotă atractivă. Belarus-Estonia este penultima clasată, Estonia e pe ultimul loc, 0 puncte până acum în 5 meciuri. Însă, Belarusul, dacă a avut de întâlnit adversari dificili precum Germania, Irlanda de Nord sau Olanda, n-a reușit nimic. Însă, atunci când a jucat cu Estonia, în deplasare s-a impus cu scorul de 2-1. De data asta, pe teren propriu, evident, ne gândim la unul solid sau varianta nu marchează ambele. Însă, atenție, la ce m-am gândit uitându-mă pe datele acestei întâlniri e următorul lucru. Sunt două echipe care sunt ieșite din calcule, 100% ieșite din calcule calificării. De ce n-are și aici un rezultat surpriză? Așadar, poate nu e cel mai recomandat meci să îl alegem, dar evident, Belarus este favorită. Pe hârtie are toate șansele, însă să ne temem un pic de cerebre.